concemare în ședința ordinară pentru data de 25.05.2022, ora 10. Pentru data de 25.05.2022, ora 10, se convoacă în ședința ordinară Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, la sediul Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, participarea fizică a consilierilor locali. Cu următoarea ordine de zi. Proiectul de hotărâre numărul 1, privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții al aparatului de calitate al primarului. Proiectul de hotărâre, stabilirea contribuției anuale a Consiliului Local Ștefan cel Mare la finanțarea activității de asistență socială și aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Proiectul numărul 3, prin proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de vechituri și cheltuieli pe trimestrul al doilea al anului 2022 pentru Comuna Ștefan cel Mare. Punctul 4. Proiect de hotărâre aprobarea studiului de oportunitate privind achiziția unui teren cu suprafața de 2200 metri pătrați situată din Travelan. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenului cu suprafața de 2200 metri pătrați situată în Travelan. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de închiriere a utilajului grup de excavator aflat în patrimoniul Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare și a instituțiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică. Aveți ceva de discutat pe primul subiect. Supun spre aprobare proiectul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea contribuției anuale a Consiliului Local Ștefan cel Mare la finanțarea activității de asistență socială și aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de proiecte de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Dacă sunt întrebări. Supun spre aprobare proiectul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Punctul 3. Proiecte de hotărâre privind rectificarea bugetului de vechituri și cheltuieli pe trimestru. Venituri și cheltuieli cu cam pe trimestrul al doilea al anului 2022 pe Comuna Ștefan Ștefan cel Mare. Dacă sunt întrebări privind aici că se față de plan care l-am avut pentru încasări,
am depășit cu 78.000 de lei și acum am rectificat bugetul și am mai dus la lemne, la iluminatul public și la asistență socială. De cei 78.000. Și să dea Dumnezeu tot așa să depășim venitul ca să avem ce rectifica. Supun la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind achiziția unui teren cu suprafața de 2200 m² situat în intravilan, extravilanul satului Negoieș, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Întrebați la o societate, spunea că undeva la 1800 de
n-am mărit-o, n-am făcut-o. Dar nu, mare privat, ăștia de firmele private, nu contează că e la persoană fizică, e la persoană juridică. Atâta e omul și-a făcut. Dar noi facem diferențierea aia ca să vedem cât de cât în sprijinul și-o lucrați. Nu se pătească omul. Florin știe câți kilometri sunt în fiecare sat, nu îți face deplasarea și îți pătească omul. Ori și 20 de minute, ori și un sfert, ori și jumătate. Să justifice și de ea să face numai de persoanele din Ștefan cel Mare, nu? Nu, poate este o licitare, dar pentru deplasări mai mari, să vină să le ia pe trai. Supun spre aprobare proiectul numărul 6. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Punctul numărul 7 avem diverse. Dar nu permite că o lupte să nu. Știm cu toții că asta e ce se întâmplă în toată țara cu seceta. Mulți, na, și pe mine și cu noastră, cu apa, cu... Că de ce dăm cu probleme? De ce dăm? Păi nu se face nicio diferență pe sate. Că nu se face diferență. Dar oamenii nu înțeleg chestia asta. Și trebuie să mai explicăm. Și noi consilieri. Nu domnul primar și domnul vice, noi consilieri. Că dumneavoastră a spus odată, când am fost în primul mandat sau doi, dar trebuie să știți voi și trebuie să știți și exact. Alimentarea cu apă în Bogdan, la Ștefan cel Mare și Lepuiești, este dată în administrare la treabă. Nu-i vorba. Deci nu este în administrarea noastră. Dar noi, ca și consilieri, trebuie să le explicăm la oameni. Aici e problema. De asta până în loc colegii să le spună că eu l-am spus la e-mail. Și prin Lepuiești, prin Gărbovană, că nu e. Nu trebuie să doamne cu săbură și cum aruncă ei pastila? Că oprește primăria asta. Niciodată nu oprește primăria. Deci aici e problema. E suficientă pentru toată lumea. Bineînțeles. Trebuie să fii tâmpit. Nu, dar sunt care la asta. Băi, sunt care să crem Cătălin. E clasă. Ne-a fost nică Ponta și era de dejorul plin, bazinul ăla era plin, și de la ora 2 și până la 9 seara, s-o bănit la acolo. Mi-a zis să-și Cătălin, dar noi trebuie ca și consilieri să le explicăm la oameni care se poate. Nu aruncăm, dăm mânsa pe primar, să fie primar. Ești vinovați, nu așa. De asta stăm aici, la masa asta, nu? La eu așa cred, așa mi se pare mama. Dacă se faci canalizarea, fii sigur că are și să-și mai trimiți două ca să plătească apa, că va plăti dublu și la canalizare. Eu să dar în momentul ăla, la cât e apa, e, ai pus să o oprești prin... Să a că administrarea grabă.
jos. Era câte o săptămână, acum în două, trei ore nu mai e. Dar nu am picătură, nu că nu am un pic. Deci nu că nu am presiune, nu am, deci nu am picătură, nu am. Și ei au să te arăt. Dacă eu plătesc? Da. Dacă trebuie să dai, faci.
La mine am găsit un problemă de eroi, să plâng, mă, dintre și eu, nu dar nu se rezolvă la jumătate. Dar ce-i de făcut socul? Dacă era, nu-ți fac dezbaterea